Bună dimineața! Berbec, o perioadă animată și dinamică, așa cum vă place vouă. Dedicați timp unei pasiuni mai vechi sau mai noi, apare invitați la o cafea sau la un spectacol. Cei mici se bucură de atenția și de prezența voastră, vă cer să le onorați o promisiune pe care le-ați făcut-o pentru această vară. Taur, pregătiți poate argumente sau strategia pentru abordarea unui subiect legat de o moștenire, ieșire din indiviziune sau alte înțelegeri la care ar trebui să ajungeți. Interes pentru un autoturism sau o bicicletă electrică, o fi venit poate timpul să vă schimbați telefonul. Gemeni, posibil să găsiți o ofertă mai bună decât cea pentru care ați amânat o investiție mai consistentă și să vă realizați în sfârșit un vis, să faceți o surpriză celor dragi. Ați putea intra în posesia unei informații importante pentru voi în urma unei discuții sau revederi întâmplătoare. Rac, o zi destul de încărcată, chiar și dacă sunteți în concediu. Oricum, sunteți eu genul care nu are liniște până când nu știe toate lucrurile rezolvate. În ordine, se pare că se pune preț pe calitățile și pe experiența voastră. Bune șanse să obțineți câștiguri suplimentare în zilele următoare. Leu, un plus de încredere în voi înșivă și de ambiție. Dacă la ele adăugați și cumpănire și înțelepciune, aveți toate șansele să vă atingeți un obiectiv important. Revenire neașteptată după o perioadă în care parcă v-ați lipsit de tonusul și energie și poate au fost și deranjamente de sănătate. Fecioară, un noroc ce ține de sfera financiară. Primiți poate un pont, găsiți disponibil la persoana pe care o căutați, vi se acordă un tichet de vacanță sau chiar numerar. Un moment bun să socializați, să țineți legătura cu oamenii alături de care ați avut succese sau realizări. Balanță, multiple oportunități pentru voi în aceste zile, iar dacă sunteți în concediu, poate că vă faceți cu noi cunoștințe ce vă vor fi de folos cândva. Primiți poate o invitație la un eveniment de ținută, se oficializează o promovare, vi se acordă mână liberă pentru atingerea unui obiectiv. Scorpion, un succes în plan profesional sau în afaceri. Posibil să câștigați un contract important, să aveți o discuție în biroul șefului sau în fața unei comisii și vi se deschid orizonturi profesionale. Sunteți poate o revelație într-un nou colectiv în domeniul vostru de activitate. Săgetător, par să fie de domeniul trecutului neînțelegerile pornite de la chestiuni financiare. Obțineți ceea ce vi se cuvine, vi se aprobă un buget, creditul pentru care ați aplicat. S-ar putea anunța pe neașteptate o deplasare într-o delegație, un curs la care să luați parte. Capricorn, aspecte financiare merită toată atenția acum. O ofertă irezistibilă la prima vedere s-ar putea dovedi nepotrivită sau nefavorabilă vouă dacă citiți toate rândurile din prospect sau din contract. Atmosfera plăcută în cuplu, depășiți un impas, faceți planuri, sunteți la unison. Vărsător, apar oportunități nesperate prin intermediul unui prieten, al cuiva cu care ați mai colaborat și care vă cunoaște potențialul și calitățile. Schimbări în colectiv, adică plecarea unui coleg sau a unui șef sau răzgândirea cuiva ar putea însemna o șansă pentru voi, un urcuș în ierarhie. Pești, vă hotărâți poate să treceți la nivelul următor, într-o activitate sau domeniu în care până acum, de curând, erați doar amatori, începători, pasionați, iar de aici posibile cheltuieli pentru echipament, ustensile, taxe de înscriere la vreun concurs. Mulțumim tare mult, Ana!